De astăzi încep înscrierile la Universitatea Maritimă din Constanța. Conducerea Universității anunță că admiterea se face fie pe baza unui examen la matematică, fie prin concurs de dosare, în funcție de specialitatea aleasă. UMC oferă 12 programe de studii de licență și 16 programe de masterat. În 2022, la Universitate, au fost acreditate două noi programe de studii în limba engleză, Electrical Engineering, Studii de licență și Business Administration in Transports, program de masterat. Din anul 2001, Universitatea a fost organizatoare de doctorat în domeniul inginerie mecanică, până în prezent la UMC fi invalidate 56 de teze de doctorat, rectorul UMC Violeta Ciucur subliniază că absolvenții studiilor universitare de licență au avantajul dublei calificări obținând diploma de inginer sau diploma de licență, precum și brevetul de ofițer maritim punte, mașină sau electric în urma susținerii unui examen la Autoritatea Navală Română. UMC este cea de-a doua instituție de învățământ superior ca importanță și mărime din Uniunea Europeană cu programe de studii licență și masterat frecventate de 4500 de studenți și 100 de cadre didactice.